Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă proiectul SIAVES, suport pentru inițiative antreprenoriale, finanțat în cadrul programului operațional POCU, Dezvoltarea Resurselor Umane, Capital Uman. Un proiect început încă din 2018, din ianuarie, prin care noi am susținut persoanele care doreau să-și înființeze o afacere, i-am ajutat să înțeleagă ce înseamnă de fapt acest lucru, i-am ajutat să dobândească competențe antreprenoriale prin furnizarea de programe de formare acreditate pentru 360 de persoane și ulterior le-am oferit oportunitatea de a participa la un concurs de selecție de planuri de afaceri. Aceștia, întocmindu-și propriul plan de afaceri, așa cum au învățat la cursul pe care l-au absolvit, și participând la concursul de selecție de planuri de afaceri. Au fost depuse 49 de planuri de afaceri la Camera de Comerț, dintre care 47 au fost eligibile. Ulterior, în etapa de evaluare tehnică și financiară, au fost selectate proiectele ce aveau peste 50 de puncte. Acestea au fost selectate spre finanțare. 25 din aceștia au fost direct selectați intrând la finanțare, iar restul fiind pe lista de rezervă. Ulterior, în luna ianuarie, au beneficiat de participare la stagii de practică pe domeniul planului de afaceri, de minim 40 de ore. Fiecare candidat selectat a participat la un astfel de program de practică cu sprijinul Camerei de Comerț, iar ulterior, tot pentru a evita orice eroare de implementare a planului de afaceri selectat, am venit în sprijinul acestora cu activități de mentorat. În sensul că experții din cadrul Camerei de Comerț i-au asistat pentru a și înțelege și pentru a mai trece încă o dată peste activitățile și indicatorii asumați conform planului de afaceri și le-a explicat ce trebuie să îndeplinească, cum trebuie să îndeplinească și riscurile la care se supun dacă nu își îndeplinesc acești indicatori. Începând cu luna aprilie, aceștia în perioada martie și-au înființat firmele, 12 dintre beneficiarii selectați ai Camerei de Comerț, iar în această perioadă, în săptămâna trecută și săptămâna aceasta, au fost semnate contractele de subvenție pentru 11 persoane, urmând ca ulterior, până la mijlocul lunii iunie, să se înființeze și restul firmelor și să semneze contractul de subvenție. Până în luna iulie, noi vom solicita subvențiile de la Autoritatea de Management, urmând ca până la finalul lunii iulie aceștia să-și primească banii să înceapă implementarea planului de afaceri. Bineînțeles, nu i-am lăsat fără susținere nici în perioada de implementare a planului de afaceri, în sensul că nu-și asumă singuri riscuri. Experții noștri vor fi alături de ei și îi vor monitoriza pe toată perioada de implementare a planului de afaceri selectat, tocmai pentru a reduce cât mai mult riscul ca aceștia să facă greșeli în implementarea planului, să nu-și atingă indicatorii.